E noapte în Madagascar și întreaga junglă face nani. Sunt liniști hipopotamii sub raza lunii de creștări. O serie de politicieni locali, primari, viceprimari, avocați, oameni de afaceri și chiar polițiști ar fi beneficiat de serviciile unor prostituate minore de lux, eleve ale liceelor din Drobeta, Turnu Severin, iar polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate și Terorist din Mehedin, sub coordonarea procurorului Dicot, efectuează cercetări cu privire la activitatea infracțională. Liderul grupării, un bărbat de 60 de ani, fost patron de discotecă, care racola o parte din fete chiar din preajma liceelor, majoritatea fiind eleve cu posibilități materiale reduse, le aducea la el acasă, după care le plasa clienților de bani gata pe bani frumoși. Ce părere au oamenii? Am încercat să aflăm la Starea de Spirit. Ce părere aveți despre faptul că o serie de oameni politici, aleși locali, oameni importanți de la noi din județ și municipiu, sunt vizați într-un dosar de proxenetism și exploatare sexuală a minorilor? Asta e o urgie pe acest județ care este deja secătuit de tot ce era industrial. Atâta ne mai trebuie să mai profităm și de viața copiilor ai mici. E o chestiune care n-aș vrea nici să răspund, nici că e bine, nici că e rău. Aș vrea să spun că e păcătos. Cine se gândește la așa ceva, înseamnă că degeaba a fost la școală, degeaba s-a dus, degeaba a fost închinat și botezat, pentru că nu știe de ce. S-ar fi bine să se informeze și după aceea să procedeze cum îi taie conștiința. Spuneți-mi, este normal un astfel de comportament din partea oamenilor politici care poate ar trebui să fie un exemplu pentru cei? Oamenii politici, ei ies la iveală, ei vin în față, ei nu știu cine sunt. Noi îi alegem pe cuvântul lor că sunt oameni de nădejde, oameni buni. După aceea ne dăm seama, după 4 ani de mandat, că ne-am păcălit. Și așa ne păcălim din fiecare 4 ani. Oamenii care sunt serioși, oamenii care au bunul simț, nu ies în față. Trebuie rugați, trebuie chemați, că nu, probabil că nu-și cunosc adevărata valoare a lor. Și din cauza aceea, cei care ies în față și să cred că ei sunt, tocmai ei nu sunt, care ar trebui să vină să ne povestească, să ne spună, să ne aranjeze nouă viața de zi cu zi. E păcat, e păcat, e păcat. Aș mai spune ceva, dar mă abțin în legătură cu apa meteo, că nu e bine să dau pe postul ăsta, că nu vă permite nimeni. Ce părere aveți despre faptul că o serie de oameni politici, aleși locali ai județului și ai municipiului, sunt implicați într-un dosar de proxenetism și exploatare sexuală a minorilor? Păi, dar așa a fost de când pământ. Așa a fost? Da. A fost, mai pierdea cu cei de față. Păi, înțelegi, de ce? Nu mai au rușine sau care? Nu, deschigeamurile cu cea tu le acoperea. Dar cu deschigeamurile. Ușile deschise, cum ar fi? Da, categoric. Asta e când pământul s-a fost așa ceva. Dar cu cei de față. Spuneți-mi, e normal un comportament? De cum să fie normal? Asta am mai rușie din lume. Înțelegi? Nu știe nimeni. Dar în ăla acoperi-o să nu dea gunoaie în ea, dar ei n-acoperi nimic. Aia e toată situația. Ar trebui sancționați acești oameni că, v-am zis, e vorba de minore. Parcă să nu mai șadă în țara asta, le ia, le vând pe la străini, înțelegi, bate aia joc de ele, le bate, le chimii, le omoară. Ne batem și noi, da. Da, asta e situația, așa e România, România asta e noastră. Înțelegi, noi ne-am ales-o, noi, orice conducător a venit, tot un drachis. Înțelegi că ei sunt tot care au fost comuniști, înainte cu Ceaușescu. N-a fost ei și a fost, s-a schimbat, nu mai sunt comuniști. S-a schimbat. Aia de popor. Ce ești, Mărie, cu da, asta e situația. Spuneți-mi, e corect față de mehedințeni, adică noi ne străduim, nu există locuri de muncă, nu există salarii. Nu există și alea care sunt, te țin patronii vreo 3 luni și pe urmă spune, îl dai afară, că nu plătească. Nici măcar salariul pe minim, salariul minim pe economie. Nu, dar e patronul ăsta care îl ține. Te ține 3 luni, nu ești bun. Mai ia alții, îi mai țin și pe ea 3 luni. Și așa schimbă să nu plătească ei. Băieți deștept. Am înțeles. Și aleșii noștri n-ar trebui să se ocupe păi de care să ocupe? Astea, care să ocupe? De păi ei nu-și la fel. Păi ei mai prea unul ca altul. Nu, domnișoară, nu, nici ce. Tot o apă sunt pe mâine. Ce părere aveți despre faptul că o serie de oameni politici, aleși locali, oameni importanței județului și ai municipiului sunt implicați într-un dosar de proxenetism și exploatare sexuală a minorilor?
Ce, o părere foarte proastă. Asta se întâmplă de mult. Mai ales în aleșii locali care n-ar trebui să facă așa. Noi trebuie să luăm exemplu de la ei și nu. E părere proastă. Nu este un comportament normal din partea acestora. Nu are cum să fie un comportament normal. Asta nu mai e huligani, numai care se ocupă cu așa ceva. Deci nu e un comportament normal. Și ar trebui sancționată ce oameni credeți? Da, chiar ar trebui încă sancționați ca lumea, nu așa un an cu suspendare sau doi, să le dea mai mult ca să se învețe altă dată mine. Nu mai fac aceste prostii. Spuneți-mi, este corect față de medilințeni care se trebuie să supraviețuiască, nu avem locuri de muncă, salariile sunt mici, iar aleșii noștri fac petreceri și... A, da, n-ați văzut ce se întâmplă la DNA, n-ați văzut. Pe, normal, ai noștri și ea pentru ei, deci care sunt în funcție de director sau... Da, și vrea să închidă toate fabricile, să le vândă la Perdec și tot ei ia bani, nu noi. Ai noștri ne-a tăiat pensiile, vă aduceți aminte, salariile și a luat alții să ducă la Monaco, pe coasta de Azur, în sfârșit, să trimită avionul să le aducă mici, de exemplu Adrian Videanu și alții. Credeți că o să fie vreodată bine și pentru noi, pentru medicinții și pentru românii? Nu știu, nu pot să anticipez, nu cred. La nu pot să anticipez așa ceva.